Până în weekend, Biden candida pentru un nou mandat. Câteva zile mai târziu, Kamala Harris deja are imn de campanie, o melodie a lui Beyoncé. Este vorba despre piesa Freedom, de a cântărețe americane, piesa pe care a scris-o și a interpretat-o alături de Kendrick Lamar, scriuce de la Variety. Cântecul face parte dintr-un album din 2016, unul ăsta pentru care a primit și un premiu Grammy. Freedom este considerat un imn al mișcării de emancipare a afroamericanilor și tratează în versurile sale, o să ascultăm imediat, teme legate de nedreptatea socială și rasism sistemic. Discutăm imediat cu jurnalistul Florin Negruțiu, care este deja în platou. Bună ziua, Florin. Bună ziua. Ce repede se mișcă lucrurile la americani. Au și imn, au și o altă imagine și e și atacată Kamala Harris pentru râsul ei, dar să nu ne grăbim. Haideți pentru început să vedem cum sună imnul de campanie a Kamala. Keep on running, 'cause the winner don't quit on themselves. Republicanii nu stau nici degeaba. Vorbim despre râsuri care înfioară pe Trump. Susținătorii fostului președinte i-au găsit cusur doamnei Harris. Prea râde mult și cu poftă și nu se potrivește pentru un președinte. I love good news. Love good news. I just love good news. Poor hubby. Poor hubby. No. I love Venn diagrams. I really do. I love Venn diagrams. It's just something about those three circles and the analysis about where there is the intersection, right? Yeah, I see people that you agree with me, right? My mother used to, she would give us a hard time sometimes and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you. Wheels on the bus, go round and round. Da, Florin, ce repede se mișcă lucrurile la american, nu? Dacă până în weekend era Biden în cărți, acum are și în piesă de la Beyoncé, am ascultat-o puțin mai devreme, și acest râs nu molipsitor, care însă, spun republicanii, că nu se potrivește pentru un președinte, vezi, doamne. He, cine-i bătrânul acum? Da, și asta. No? Kamala Harris, 59 de ani, Donald Trump, 78 de ani. Dacă va câștiga, va avea vârsta lui Joe Biden. Cine-i bătrânul acum? Vezi cum se schimbă lucrurile peste noapte? Toată această campanie sau precampanie, de fapt este o campanie pentru Kamala Harris, vrea să dovedească un singur lucru, că democrația au un candidat cu viață, cu energie, care poate să râdă cu poftă, care poate să danseze, care poate să se miște, care are replică, care are agresivitate, are agilitate și poate să bată în alegere. Alegerile sunt o cursă de emoții și de energie. Sunt 100 de zile, este un sprint, practic, această cursă și te contrazic, nu este foarte repede, e foarte târziu pentru democrați. Este un război de 100 de zile, războiul celor 100 de zile pentru Casa Albă și în acest război fiecare zi contează. Deci Kamala Harris trebuie să
foarte repede față de weekend, că până în weekend l-aveam pe domnul Biden. Da. Exact. Practic, exact. În câteva zile, acum avem și imn, vorbim foarte mult și pare că nu o imagine, e imaginea care trebuie să fie câștigătoare pentru americani. Mă gândesc că acolo e un alt public, nu față de cel da, de aici. Da, 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 este bună observația asta, pentru că nu întotdeauna publicul de acasă judecă precum publicul din afară. Noi suntem niște chibiți. Toată planeta, de fapt, chibițează la alegerile americane. Și sperăm să nu iasă foarte rău. Însă americanii și americanul de rând are alte resorturi atunci când votează la alegerile prezidențiale. Acum, cred că este pentru prima oară când cele două Americi, de fapt, se întâlnesc. Uită-te la Donald Trump, da? Este un bărbat... Dacă vrei, nu știu, mi-a venit acum, bate Beyoncé urechea lui Trump? Că acum urechea lui Trump e arma numărul. El era cu YMCA. Ți-ți minte? Da, da, pe Donald Trump dansând pe YMCA? YMCA, nu? Iar acum vine doamna Kamala Harris cu Freedom. Freedom ăsta mă aduce aminte de alt Freedom. Richie Havens se numea. 1969 Woodstock. Întotdeauna... populația afroamericană a găsit modalitatea asta de protest prin cântece care vorbeau despre libertate. Da? Doamna Kamala Harris reprezintă într-adevăr o parte de America. De asta spuneam, sunt două americi care se confruntă pentru prima oară. Fare este foarte, foarte mare în momentul ăsta. Doamna Harris este femeie, nu? Este femeie de culoare. Este născută într-o familie de imigranți, indiană originea dinspre mamă, jamaican originea dinspre tată, o luptătoare pentru drepturile omului, o luptătoare pentru libertățile civile, o fostă procuroare. Pe partea cealaltă avem un bărbat alb, bătrân, ultraconservator, anti-avort, misogin, și cu multe probleme penale, știi? Eu aștept o confruntare versus infractorul. Eu aștept o confruntare procuror versus infractor. Și poate cu o imagine până în momentul ăsta Biden cumva deja consumată, nu? Versus Kamala, pe care parcă acum o descoperim. Iată râsul acesta mărispitor de care nu știam și probabil nu știați nici dumneavoastră. O să câștige Kamala Harris dacă îi credem pe cei de la sau creatorii serialului Simpsons. Știți, de când cu COVID-ul și în legătură cu Biden, totdeauna au fost găsite acolo niște imagini care spuneau anunță viitorul. Și lumea imediat a văzut această imagine cu fata cea mică a familiei. Nu am uitat cum o cheamă. Lisa. Lisa, da, sora lui Bart, cu o imagine care seamănă foarte tare cu o poză a Kamalei. Dacă avem și fotografia, n-ar putea ajuta cele zile. Practic, unul la unul îmbrăcămintea, chiar și ce are la gât în serialul Simpson, Lisa ajunsă președintă, deci conform, acum nu știu, crezi în oracolul Simpson? Toată lumea vorbește de ce apare în Simpson un lucru care se întâmplă ulterior în realitate. Pentru că Simpsons l-a scos pe Donald Trump președinte. El a ieșit președinte în serial înainte să iasă la alegerile propriu-zise, cu vreun deceniu înainte, dacă nu mă înșel. Se fac multe pariuri, se caută prezicători, se caută predicții, însă... Iată post. Da, 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 da. Și să nu uităm că America totuși este patria showbiz-ului, a Hollywood-ului, a spectacolului, spectacolului electoral. Va fi un spectacol electoral. 100 de zile de spectacol electoral. Biden l-am văzut și supravăzut și parcă l-am consumat până la capăt, pe când nu cu Kamala Harris și noi și americanii, că ei sunt ținta, tot descoperim lucruri. Se resuscită, evident, campania electorală prinde viață. Din păcate, în Joe Biden, viața politică de-abia mai pâlpâia. Și atunci fiecare zi care trecea însemna puncte în minus pentru Joe Biden. Avem și noi o femeie candidată. Crezi că alegerile de la noi, cred că sunt după cele din America. Ar putea o victorie a unei femei în America să ajute o victorie a unei femei în România? Prima dată să câștige femeia în America. A mai candidat o femeie în America, iar Donald Trump a reușit să o învingă pe Hillary Clinton. Am văzut cu foarte mare interes dezbaterea finală, dezbaterea dintre candidați. La un moment dat, Donald Trump, țin minte că a spus așa, în aparte,
What a nasty woman. Ce femeie rea. Ce femeie rea. Doamna Hillary Clinton n-a reușit să se desprindă de imaginea asta de politician arogant care privește totul de sus, care este omul sistemului, n-a reușit să facă contact direct cu alegătorul. Și atunci Donald Trump a câștigat pentru că el a avut o altă comunicare, o comunicare mult mai directă cu publicul. E de data asta cu această doamnă, care pare mult mai naturală, mult mai vie, lipsită de aroganță, cred că lucrurile se schimbă. Și oare și pe Beyoncé în spate. Mulțumesc, Florin. Și tot Hollywood-ul. Da, am uitat, da, așa e.